Ninsorile au revenit în forță începând de azi noapte în aproape toată regiunea Moldovei. Inițial, județele cu regiuni montane, Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea s-au aflat sub incidența codului galben de ninsori și vânt puternic. De dimineață, ninsorile s-au extins în regiune, meteorologii emițând o avertizare de tip nowcasting. Unii șoferi au fost luați prin surprindere, dar au fost și autorități locale care nu și-au făcut datoria. Pe o stradă din Pașcani, 8 mașini au fost implicate într-un carambol, asfaltul fiind acoperit cu un strat gros de zăpadă. S-a depus strat gros de zăpadă în regiunile montane din Moldova. Dacă pe drumurile naționale nu au fost probleme deosebite, au fost autorități locale depășite de situație. În panta ceferiștilor din Pașcani, 8 mașini au fost implicate într-un carambol. Ia uitați, băi, fraților, ce-i pe ceferiștilor aici. Ia uitați, câte mașini. Și niciun echipaj. Niciun echipaj de la dezăpezări. Ia uitați și aici. Și primăria nu scoate un echipaj. Alo, dacă vede administrația locală, primăria, scoate srate echipaje. Ia uitați și aici. În Iași a nins 2 ore, însă nu s-au înregistrat evenimente rutiere majore. Stratul de zăpadă a depășit pe alocuri 10 cm. La nivelul județului, echipajele de RDP Iași au intervenit cu 11 mașini de dezăpezire pe drumurile naționale. În această seară, regiunea a ieșit din incidența codului galben de ninsori, însă nu scăpăm de iarnă prea curând. În zilele următoare sunt anunțate noi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.